tot la dumneavoastră, la Agricultura, la raport, discutam de cum vom ataca seceta pedologică, care este, am fost într-o întreagă campanie de colectare a datelor, de încheiere a proceselor verbale, de această etapă s-a încheiat pe 15 iunie. Avem un raport de sinteză centralizat la nivelul țării și, așa cum am previzionat, suntem aproximativ în jur de 1.200.000 de hectare, cu o pondere semnificativă, cum ne așteptam, la cultura de grâu. 71% din suprafețele calamitate sunt suprafețe de grâu, aproximativ 833.000 de hectare. Avem și sperăm să obținem la rectificare și un plafon, a spus-o domnul prim-ministru Ludovic Orban, și sunt convins că vom obține o sumă acoperitoare pentru întreaga suprafață. Cu siguranță cei de acasă spun: domnule, dar spuneți-mi odată cât va fi sprijinul acela. Vreau să vă spun că astăzi, 1 iulie, în cadrul Ministerului Agriculturii, împreună cu domnul ministru, cu ceilalți colegi secretari de stat, atât cu Agenția de Plăți și Intervenții, cât și cu Direcția Generală de Politici, am încercat să definitivăm actul normativ, ordonanța de urgență. Cred că cel mai târziu mâine ea va pleca pentru prenotificare la Comisia Europeană, astfel încât să obținem avizul Comisiei pentru a da acest ajutor de stat pe linii directoare cu privire la pierderile devenite într-un sector greu încercat cum este cel vegetal. Și există, conform anexei 1, astăzi cele 7 culturi de toamnă, astfel încât, ținând cont de acele devize ICADR, să dăm acel cuantum. Încă mai sunt mici reglaje. Suma va fi în jur de 925 de lei